Bogdan, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Dalej. Bereit! Nu se mai poate! E destul! Vă deranjează că pot? Bravo mie că pot și am curaj! Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Zic că am vorbit cu Lukashenko să-l primească pe Pribojin. Bravo mie! Am salvat Rusia, să înțelegem, nu? Și bravo mie că am salvat Moscova! Se vesă un tastalino ta atelari farale. In God we trust! Sie denn beschoss nicht? It's allowed to do everything. I have the right to speak! I was voted by Romanians! And you killed people in Romania! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. M-am urcat în mașină și am fost în multe spitale, inclusiv în Cluj, de unde am externat cu forța etnici maghiari care trăiesc și acum datorită intervenției mele. Biden, săptămâna trecută, a decretat că Rusia va fi atacată de către țările membre UE și NATO. Deja în Polonia se trimit copii de 18 ani să lupte pe teritoriul din Ucraina împotriva Rusiei. Haben der Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. 12 Kilometer bis zur Stadtgrenze. Ist der Russe schon so nah? Stoltenberg astăzi a anunțat că a declanșat prealerta nucleară împotriva Rusiei și Chinei. Singurul om care v-a scos din război de două ori a fost senatorul Diana Iovanovici-Șoșoacă. Și se pare că la nivel european toate partidele naționaliste, pentru că celelalte își doresc intrarea în război a întregii Europe, toate partidele naționaliste mă așteaptă la Bruxelles, pentru că din punctul lor de vedere sunt singura persoană care pot să încerc să negociez pacea sau nu știu, ceva de gen. Asta mi s-a transmis. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Mișcați-vă odată în instituțiile statului român și luați-vă de acolo putere. Nu am să lardă de mai mesar gabelt. Aber alle diese Fahrer werden bezahlen. Die Bauer Künstler, all die anderen, ja. Ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer von Stuttgart. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!